Fiind soare pe Călin Popescu-Tăriceanu, șefa PSD nu s-a mai dus la ședința în care ar fi trebuit să se decide soarta coaliției. Asta deși Tăriceanu a așteptat-o mai bine de 3 ore. Dăncilă ar fi invocat probleme de sănătate pentru absența ei. Cu toate acestea, premierul nu a avut probleme să participe aseară la o emisiune televizată. Colega mea, Gabriela Mihai, are mai multe detalii. Gabi, te rog, ce se mai știe despre această ședință? Găsit, vorbim despre o ședință de coaliție PSD-ALDE care a durat aproape o oră și jumătate, iar marele absent a fost chiar Viorica Dăncilă. A venit în schimb Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE, și referitor la ce s-a discutat acolo, avem informații contradictorii, pentru că dacă ar fi să luăm în calcul ceea ce spun cei din ALDE care au participat la această ședință, ei bine, atunci se pare că nu s-ar fi ajuns la nicio înțelegere între Partidul Social Democrat și ALDE. Mai mult decât atât, se așteaptă o reprogramare a acestei întâlniri, o nouă întâlnire la care să participe și Viorica Dăncilă. Pe de altă parte, dacă ne luăm după ce spun cei din Partidul Social Democrat, constatăm că a fost o întâlnire care a dat roade și nici nu se pune problema de despărțire între Partidul Social Democrat și ALDE. Așadar, părerile sunt împărțite în funcție de cei care le emit. Cert este însă că va fi reprogramată o nouă întâlnire, cel mai probabil săptămâna aceasta, și dacă din informațiile noastre știm că Viorica Dăncilă ar fi lipsit de la această întâlnire pentru că avea ceva probleme de sănătate, se pare că cei care au participat la ședința coaliției din ALDE, inclusiv Călin Popescu-Tăriceanu, nu au aflat care este cauza faptului că Viorica Dăncilă nu a fost prezentă la această ședință. Gabriela Mihai a fost în direct, mulțumim foarte mult. Chiar dacă nu a mers la întâlnirea cu Tăriceanu, Dăncilă a avut timp să se războiască pe Facebook cu Victor Ponta. Deși presa a scris că cei doi negociază intens în această perioadă, Dăncilă l-a acuzat pe liderul pro-România că are un stil mincinos și duplicitar, că este un om incapabil să construiască și știe doar să distrugă. Dăncilă a precizat că PSD nu face tocuri precum scoaterea ALDE de la guvernare și cooptarea pro-România. În replică, după aceste declarații, Ponta a spus că nu răspunde la atacurile lansate de Dăncilă și că nu crede că postările sunt scrise de aceasta pentru că erau corecte din punct de vedere gramatical. Viorica Dăncilă a lansat un atac dur la adresa celui pe care a încercat să și-l facă aliat. Premierul îl acuză pe Victor Ponta că nu își respectă cuvântul, semn că cei doi erau aproape să bată palma în privința unei alianțe politice. Stilul acesta mincinos și duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care nu am mai dorit să colaborăm până la urmă. Neseriozitatea sa, dorința permanentă de a ieși în față prin orice mijloace, inclusiv prin neadevăruri, nu fac casă bună cu PSD. Este un om incapabil să construiască și știe doar să distrugă. Eu nu fac astfel de trocuri politice, intri tu și îl dăm pe celălalt afară. Nu asta înseamnă politică pentru mine. Dacă domnia sa a făcut astfel de tranzacții tot timpul, inclusiv cu Traian Băsescu, fără consultarea colegilor de partid care aveau ca scop să-și asigure scaunul, eu prefer deciziile luate în forurile partidului, a scris Dăncilă. Ponta nu a ezitat și a răspuns ironic Vioricăi Dăncilă. Liderul pro-România a taxat-o pe șefa PSD pentru numeroasele ei gafe de exprimare. Nu doresc și nu cred că ar fi înțelept să răspund jignirilor și atacurilor personale la adresa mea postate pe pagina de Facebook a doamnei Dăncilă. Presupun că au fost scrise de un consilier, nu de doamna premier, că erau fără greșeli de ortografie. De altfel, toate cele spuse despre mine și despre pro-România sunt copiate din discursurile anterioare ale lui Dragnea și Codrin, nimic nou, nimic serios. Am primit doar jigniri de la doamna Dăncilă și baronii care o păpușesc, a mai spus liderul pro-România. Între timp, Viorica Dăncilă mai primește o veste proastă. Cum despărțirea de Tăriceanu este tot mai sigură, șefa PSD-știlor a încercat să se refugieze în brațele celor de la UDMR. Reprezentanții maghiarilor susțin însă că nu au de gând să susțină un guvern PSD și o îndeamnă pe Dăncilă să-și găsească ajutor în altă parte.
Declarația premierului nu înțelegem, poate numai din perspectiva conflictului intern din coaliția de guvernare, pentru că nici nu se pune problema ca UDMR cu majoritatea care la ora actuală încă este stabilă, este creată, este formată, să aibă o discuție politică pentru a sprijini guvernul. Nu vom face acest pas pentru că decizia noastră a fost fermă. La ora actuală, coaliția de guvernare, chiar dacă sunt conflicte interne, este stabilă și din percepția noastră nici nu se pune problema destrămării acestei coaliții. Dacă ADE este de la guvernare, trebuie să vedem PSD pe cine copiază, dacă poate. Poate un pro-România, poate alte soluții nu are. Împușcături mortale astăzi în Mangalia, un bărbat a pierit, iar altul a fost rănit după o răfuială ca în Vestul Sălbatic, în orașul de la malul mării. Agresorul a scos arma de vânătoare și și-a împușcat doi rivali. Bărbatul a fost reținut și urmează să fie dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi, iscat între două bande rivale. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, victimele îl cunoșteau pe agresor. Cei doi bărbați au intrat peste acesta în casă, unde a izbucnit un conflict. Bărbatul i-a împușcat apoi cu o armă de vânătoare pe care o deținea ilegal. Unul dintre bărbați a fost rănit în zona abdomenului și a intrat apoi în stop cardiorespirator. Al doilea a fost rănit în zona piciorului. Victimele sunt doi bărbați, ambii în vârstă de 44 de ani. Unul dintre aceștia a fost rănit la nivelul membrului inferior, iar celălalt la nivelul abdomenului. Cel din urmă, din păcate, a decedat. Agresorul a fost reținut de polițiști. Este vorba despre un bărbat de 42 de ani care ar fi tras către alte două persoane cu o armă de vânătoare deținută ilegal. Ancheta continuă în acest caz. Cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul parchetului de lângă Tribunalul Constanța. Vedem și o cerere incredibilă din partea criminalului din Săpoca, bărbatul care a ucis 5 pacienți și a rănit alți 8 la spitalul de psihiatrie, l-a cerut magistraților să îl lase în libertate. Individul va rămâne internat sub pază până când starea sa se va ameliora, iar specialiștii vor decide dacă a avut sau nu discernământ în momentul atacului. Nicolae Lungu a fost dus abia aseară la Tribunalul Buzău pentru ca magistrații să decidă dacă îl plasează sub arest preventiv. Iar judecătorii au hotărât că individul nu poate sta în arest pentru că are nevoie de îngrijiri medicale. Așa că ucigașul s-a întors la locul unde a comis atacul. El a fost din nou internat la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, unde va rămâne sub pază până când starea sa se va îmbunătăți. Pacientul violent în prezent este în custodia poliției, sub strictă supraveghere, nu prezintă pericol pentru pacientul în cadrul spitalului. Personalul de supraveghere este cel care este în mod normal, restul și noi suntem prezenți aici cu forțe pe atât ce trebuie. Nu sunt alte riscuri nici față de cadrele medicale, nici față de cei pacienți internați în prezent în cadrul spitalului. Bărbatul va fi supus și unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul în care a comis atacul. Surse din cadrul anchetei spun că Nicolae Lungu a susținut că totul a pornit de la un conflict cu un coleg de salon. Atacatorul s-ar fi înfuriat după un schimb de replici cu celălalt pacient pe care l-ar fi întâlnit pe scări. Numărul pacienților morți după atac a crescut la 5. O pacientă de 88 de ani care fusese internată la Spitalul Floreasca a murit. Este o pacientă în vârstă de 88 de ani, se afla în salonul 207, era o persoană cu, v-am spus, multiple comorbidități, era cu fibrilație atrială, sechelară ABC, dezvoltase și un clostridium. Între timp a făcut un stop cardiorespirator noaptea trecută și a decedat. Între timp, managerul spitalului și-a dat demisia, iar în loc interimar va fi numit directorul financiar, a spus ministrul sănătății. Sorina Pintea a spus de asemenea că se vor depune plângeri penale privind neglijența în serviciu. În ceea ce privește agresorul, scandalul continuă în tot acest timp la spital. Mama uneia dintre victimele lui Lungu a lansat acuzații grave la adresa medicilor. Femeia spune că fiica sa fusese inițial internată la terapie intensivă, unde ar fi și trebuit să rămână. Medicii ar fi mutat-o fără niciun motiv într-un alt salon, acolo unde a și fost atacată de ucigaș.
Fetița mea a fost internată la cineva, la doamna doctor Ungureanu. Deci dânsa mi-a luat-o de la terapie de la animale, ea nu putea să meargă, era la perfuzii, la... era toată numai perfuzie după amiază. Mi-a luat-o și mi-a dus-o la salonul, care sunt oamenii normali. Păi se poate așa ceva, domnișoară? Cine este fica dumneavoastră? Este fica mea. De 38 de ani mi-a omorât-o, dânsa mi-a omorât-o. A fost mutată. A fost mutată. Dacă nu o muta, ea nu murea. Nicolae Lungu, autorul măcelului de la spitalul din Săpoca, are 38 de ani și este descris de vecini drept un tip singuratic, fără prieteni. Individul locuia la marginea satului Săgeata, în aceeași casă cu mama sa. Cei doi se certau des, iar bărbatul era extrem de violent, mai ales când rămânea fără alcool. Mama lui Lungu spune că fiul ei era diagnosticat cu epilepsie și că devenea foarte agresiv în timpul crizelor. S-agitau, vedea pe el fel de fel de gângâni, de fel de fel de alea, da. Nu este prima dată când Nicolae Lungu ajunge la spital din cauza alcoolului. El a mai fost internat și anul trecut. El a mai fost internat anul trecut, în toamna anului trecut, pentru o săptămână, tot cu o patologie legată de consumul de alcool. Nu a ridicat probleme în perioada acelei internări. Nu a fost niciun moment agresiv. Toată simptomatologia și evoluția lui din puținul timp pe care l-a stat în spital nu a dat niciun semnal de alarmă că ar putea evolua așa. Ce tratament primea el în aceste zile? Nu vă pot spune ce tratament primea el în aceste zile. Primea un tratament adecvat simptomelor și patologiei pe care o prezenta. Acum bărbatul fusese trimis la Săpoca de la Spitalul Județean Buzău cu o zi înainte de atacul sângeros, medicii luând decizia să îl placeze într-un salon cu regim de supraveghere normal. Pacientul era internat din noaptea de 15 spre 16 august, ora 1:45, pentru o patologie legată de consumul de alcool, adus din unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. El a dorit să fie internat aici sau l-a trimis Spitalul Județean aici? Spitalul Județean l-a transferat la noi cu acordul lui. Managerul spitalului spune că totul s-a petrecut extrem de rapid, iar în primul salon în care a atacat criminalul, pacienții nu au apucat să schițeze niciun gest de apărare. La primul salon lucrurile s-au derulat extrem de rapid. De fapt, amândouă atacurile au fost foarte rapide. În primul salon pacienții nici măcar nu au reacționat. În cel de-al doilea salon, când a mers și s-au auzit țipete, personalul a încercat să intervină, dar în momentul acela el deja a ieșit pe cea. Ne îndreptăm atenția și asupra cazului Caracal, care devine tot mai complicat. Și unchiul Alexandrei Măceșanu și avocatul familiei Melencu pun la îndoială rezultatele ADN anunțate de Institutul Național de Medicină Legală până acum. Avocatul cere dovada emiterii unui act de deces pe numele Alexandrei, în timp ce unchiul fetei solicită acte oficiale ca să poată reexpertiza în străinătate rămășițele umane găsite în curtea lui Gheorghe Dincă. Alexandru Cumpănașu a depus la parchetul general o nouă plângere penală, dar și noi documente care ar dovedi că ar fi fost amenințat de apropiați ai suspectului de crimă. Am venit la parchet să aduc noi elemente pentru cazul de la Caracal. V-am spus că am depus deja cele 60 de pagini la plângerea inițială și între timp au venit foarte multe alte informații pe care le-am filtrat, am încercat să scot ceea ce era mai relevant. Iar în acest moment voi depune la parchetul general alte multe pagini legat de ceea ce se întâmplă în județul Olt, deci inclusiv de legăturile care au cu legăturile cu Dincă și cu monstrul ăsta. Dar sunt foarte multe informații care vizează legăturile sale cu alte județe din România, legăturile clanurilor din Caracal și din județul Olt cu alte județe din România. Cumpănașu susține că a primit amenințări de la apropiații lui Gheorghe Dincă, motiv pentru care a decis să depună o nouă plângere penală. Totodată, acesta a precizat că va solicita date de la parchet în condițiile în care la aproape o lună de la dispariția Alexandrei, nicio persoană nu a fost pusă sub urmărire penală. Sunt informații care vizează și, amenințări la adresa mea. Și această plângere privind amenințările o să o depun
chiar astăzi la parchetul general, pentru că eu cred că s-a depășit cu mult limita adică limita mea de acceptare a modului de intimidare și de amenințare pe care, nu știu, ori clanurile, ori deci oameni din instituții le practică. Sunt elemente, și eu sunt uluit, nu știu, oricineva se joacă cu mințile noastre și atunci trebuie să plătească, dar nu ca precum cel cu șantajul care a fost trimis acasă în libertate, ori sunt lucruri mai grave și atunci trebuie să oamenii ăștia prinși. Sunt elemente care sunt descrise de către persoane cu care pot fi identificate și întrebate și anchetate, mă rog, anchetate, chemate la audieri, care mi-au comunicat că apropiația lui Gheorghe Dincă ar face aceste amenințări și ar încerca diverse lucruri. Între timp, omul de afaceri, Remus Rădoi, zis Codiță, a fost audiat de procurorii DIICOT. Rădoi a refuzat să facă declarații la ieșirea din sediul DIICOT. De ce a fost interesați anchetatorii sau afet de la cazul Caracal, dar nu aveam foarte multe date. Nu. Ce spuneți? Despre mesajele cu Alexe? Nimic, nu? Da. Ce afirmații ați făcut dumneavoastră referitoare la Dincă în acea publicație scrisă? Ce ați făcut și noastră în presă. Și n-ați putut să probați? Adică ce nu, ați spus acolo? Eu am spus în presă că nu știam înainte nimic despre acest om. Drept urmare, orice aflam după era inutil. Și avocatul familiei Melencu a fost la DIICOT. Acesta cere Institutului Național de Medicină Legală să spună dacă există sau nu certificat de deces pentru numele Alexandrei Măceșanu. Că dacă au emis un certificat de deces privind pe Alexandra și îl țin ascuns și nu spun acest lucru opiniei publice, iarăși mi se pare o castană fierbinte aruncată în curtea DIICOT. De asemenea, o castană fierbinte aruncată în curtea DIICOT mi s-a părut și faptul că undeva la orele 20-21 noaptea seara a creat o adevărată isterie prin faptul că DIICOT-ul are acest raport dat de către INML și că nu vrea să spună ce este cu el. Acest vestit raport, că de fapt nu poate să-și dea seama dacă există ADN sau nu există ADN. Lucrurile astea trebuie clarificate și vă dați seama ce înseamnă ca peste o oră sau mâine sau nu știu când să aflăm că de fapt există un certificat de deces al Alexandrei. Și toți se bat pe alte chestiuni și spunem, nu, bun, din ce este făcut ADN-ul, din ce părți, să aflăm din ce părți. Și tot în acest caz apar noi dezvăluiri. Vorbim despre comisarul Alexe, care era la comandă în momentul în care Alexandra a sunat la 112. Raportul Corpului de Control al MEAI arată faptul că Alexe a fost informat de doi subalterni imediat după apelul prin sistemul unic de urgență. Însă acesta a spus că are o zi plină. Când și-a dat seama că situația este extrem de gravă, după 7 ore mai exact, primul lucru făcut de polițist a fost să schimbe mesaje cu un interlop din oraș. În ziua de 25 iulie, ziua în care Alexandra Măceșanu a reușit să sune la 112 de pe telefonul celui care o răpise și violase, Inspectoratul Județean de Poliție Olt era condus de unul dintre adjuncți și anume comisarul șef Nicolae Alexe. Potrivit acestuia, avea o zi plină, așa că a ignorat un prim telefon prin care a fost informat de către agentul șef de poliție Cristian Mihai Grigorescu că o minoră din Dobrosloveni a fost sechestrată și violată. Iar 6 minute mai târziu, Nicolae Alexe a fost sunat de un al doilea polițist, ofițerul de serviciu subcomisarul Tache Stoica. Și acesta i-a raportat același lucru. Dar Alexe i-a spus că are treabă, este la bilanț și, de caz, se va ocupa comisarul șef Nețoiu Laurențiu, șeful serviciului de investigații criminale, care se va deplasa la poliția municipiului Caracal pentru a coordona activitatea de cercetare. Când s-a îngroșat gluma, Alexe a încercat să paseze responsabilitatea. Așa că, în raportul pe care l-a făcut în fața superiorilor, a scris că a fost sunat de subalternul Tache Stoica, dar că acesta nu i-ar fi comunicat cât de gravă este situația. Astfel, omul care ar fi trebuit să coordoneze întreaga cercetare, care ar fi trebuit să dispună constituirea imediată a unui centru de monitorizare, a unui punct de comandă, a ajuns la Caracal însoțit de celălalt adjunct abia la 18:30, adică după 7 ore de la apelul Alexandrei. Primul lucru pe care l-a făcut comisarul șef Alexe atunci când a aflat că subalternii săi încearcă de ore bune să găsească mașina în care minora se urcase, a fost să-i dea mesaje lui Remus Rădoi. Alexe nu și-a anunțat la timp nici măcar superiorii de la București, dar atunci când a izbucnit scandalul, a declarat public că el a fost singurul care i-ar fi spus procurorului de caz să nu aștepte ora 6 dimineața și să intre peste Gheorghe Dincă în timpul nopții.
Schimbăm registrul. Peste 20% din forța de muncă a României a migrat peste hotare. Potrivit Eurostat, unul din cinci români cu vârsta între 20 și 64 de ani avea în anul 2017 rezidența în alte state membre ale Uniunii Europene. Acest lucru plasează România pe primul loc în UE după indicatorul privind mobilitatea forței de muncă. Cu mai multe detalii despre această statistică vine colega mea, Bianca Ogarcă. Bun găsit! Situația de pe piața muncii din România pare să devină din ce în ce mai tensionată. Potrivit datelor de la INS, în primele 6 luni ale anului, numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut cu peste 3.000 de joburi până la circa 55.000. Față de același trimestru al anului anterior, cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au observat în învățământ, în industria prelucrătoare, în tranzacțiile imobiliare, dar și în transporturi. Tocmai din acest motiv, tot mai mulți români aleg să plece în străinătate în căutarea unui trai mai bun. Pentru anul 2018, românii au condus detașat în clasamentul european al persoanelor cu vârstă activă plecate în străinătate. În cazul României, 21,4% dintre românii cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani au părăsit țara, proporție semnificativ mai mare decât în Croația, Lituania sau Bulgaria. Diaspora română are cel mai mare procent de supracalificați, jumătate din emigranții români cu studii superioare au ocupații care solicită calificări inferioare celor deținute de ei. Programul prin care se dau ecovoucherele de 9.000 de lei a fost prelungit cu încă 2 luni. Anunțul a fost făcut de edilul Capitalei, Gabriela Firea, care susține că plănuiește o nouă etapă a programului. Până în prezent au fost folosite aproximativ 2/3 dintre voucherele distribuite către beneficiarii programului de casare a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare. Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că termenul limită de utilizare a voucherelor va fi prelungit cu încă 2 luni. Primăria Municipiului București a livrat în luna iunie carnetele de ecovouchere către toți cei 4.193 de beneficiari ai programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de ecovouchere, ce are ca scop îmbunătățirea calității aerului din capitală. Fiecare beneficiar a primit un carnet de ecovouchere în valoare de 9.000 de lei, valoarea însumată a carnetelor distribuite ridicându-se la 37.737.000 de lei. Firea a mai menționat că, deoarece interesul manifestat față de acest program este extrem de mare, primăria pregătește o a doua etapă a acestuia. Beneficiarii pot utiliza fie carnetul integral, fie parțial sau câte o filă individual în vederea achiziționării exclusive de autoturisme noi Euro 6, non-diesel, mijloace de locomoție noi prietenoase cu mediul, non-diesel, hibride sau electrice, obiecte electrocasnice și electronice noi cu clasa energetică superioară. Practic, suntem în faza în care deținătorii de ecovouchere le utilizează efectiv în cadrul unităților comerciale participante. Până în prezent au fost utilizate de beneficiari aproximativ 2/3 dintre voucherele distribuite, mai spune primarul general. Programul, dimensionat pentru 6.000 de beneficiari, a început în anul 2018, având data de 21 februarie 2019 ca termen limită pentru depunerea dosarelor. În urma verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a celor 6.000 de participanți înscriși, au fost acceptați 5.000 de proprietari. Soția deputatului PSD, Eugen Nicolicea, primește un salariu uriaș de la compania de stat Transgaz, unde lucrează de câțiva ani. Cât încasează lunar Nicoleta Nicolicea și pentru ce anume, vă spunem imediat după o scurtă pauză. Stați cu noi, revenim în câteva minute. După 30 de ani de eșecuri crunte, corupție, mâncăturime, goție peste tot, pile, șpăgi, bate joc guvernul de tine. Cum să faci presă și să vorbești atât de liniștit? Să nu se vadă pe tine că transpiri, că te interesează ceva. Nu poți să faci presă. Poate să va deștepta cineva. Am revenit în direct. Președintele României a plecat în Statele Unite ale Americii pentru întâlnirea de mâine cu omologul său american. Klaus Iohannis va fi întâmpinat de Donald Trump la Casa Albă în jurul orei 21, ora României. Pe UNU TV va transmite live momentul discuțiilor de peste ocean.
Thank you very much. President Yohannes, thank you for being here. It's an honor to welcome such a good friend of America to the White House. Președintele Klaus Iohannis s-a mai întâlnit cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, și în iunie 2017. Vizita de anul acesta, din 20 august, vine așadar la 2 ani după prima întrevedere dintre cei doi înalți oficiali. Conform programului oficial transmis de administrația prezidențială de la București, întâlnirea dintre cei doi lideri va dura o oră și jumătate. Energia, securitatea și parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii și România vor fi principalele teme de discuție. Țara noastră va anunța că își respectă angajamentul de a asigura 2% din PIB pentru apărare, conform obligațiilor asumate de statele NATO. La solicitarea SUA, România a mai decis recent și creșterea numărului de militari români în Afganistan, iar acest lucru va fi comunicat părții americane. În prezent, România are 1033 de militari în misiuni externe, din care 762 în Afganistan. Pe de altă parte, țara noastră vrea ca SUA să staționeze mai mulți militari americani pe teritoriul românesc, ca o garanție de securitate sporită. Pe partea energetică, România este interesată de o mai mare implicare a SUA în regiunea Mării Negre. De asemenea, președintele Klaus Iohannis va readuce în discuție și problema vizelor pentru cetățenii români în discuțiile sale cu Donald Trump. Congresul SUA este însă cel care trebuie să ia o eventuală decizie pentru includerea României în programul Visa Waiver. Vizita de la Washington nu prevede întâlniri de afaceri sau cu membrii comunității de români. It's important for Romanians who want to come to the United States. And you see, more and more people come, President Trump, from Romania to the United States. Some come as tourists, some come for business, and those who come for business should be encouraged. So the matter of visa waiver would be probably important to discuss, and we all hope that we will advance on this. De la Casa Albă, președintele Klaus Iohannis îi va relansa invitația lui Donald Trump de a vizita România. România va pierde 10 miliarde de euro bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii din cauza actualei guvernări care blochează proiecte majore în acest domeniu. Semnalul de alarmă este tras de opoziție. Tragem un semnal de alarmă în ceasul al 12-lea. România riscă să piardă minim 10 miliarde de euro din banii europeni la care are dreptul în cadrul exercițiului financiar 2014-2020. Proiecte majore de infrastructură pentru care există finanțare europeană sunt ținute blocate de actuala guvernare. Liberalii au enumerat și câteva dintre proiectele de infrastructură blocate în acest moment. Tronsonul de autostradă Sibiu-Pitești, autostrada Unirii. Liberalii spun că în timp ce premierul Viorica Dăncilă se plimbă prin țară, ba la Catedrala Mitropolitană din Târgoviște, ba la Mănăstirea Putna, așa cum s-a întâmplat recent, cetățenii sunt blocați în trafic pe șosele, indiferent ce traseu aleg. Guvernul este irresponsabil pentru modul în care a tratat marile proiecte de infrastructură. La ora actuală, niciun proiect major de infrastructură nu a fost lansat de actuala guvernare. Soția deputatului PSD, Eugen Nicolicea, este plătită regește la Transgaz. Nicoleta Nicolicea, fostă jurnalistă la ziare Tabloid, a încasat anul trecut un salariu lunar de peste 10.000 de lei de la Compania Națională Transgaz, unde gestionează un proiect de 560 de milioane de euro. De asemenea, Nicoleta Nicolicea a mai încasat anul trecut și diurnă în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei, dar și tichete de peste 2.500 de lei. Nicoleta Nicolicea este șefă peste unitatea de management care se ocupă de implementarea proiectului secțiunii românești a gazoductului Bulgaria-România-Ungaria-Austria. Proiectul va interconecta rețelele de gaze naturale din cele 4 state, investiție estimată la 560 de milioane de euro, potrivit jurnaliștilor de la Profit.ro. Potrivit declarației de avere depuse în anul 2018, Nicoleta Nicolicea a încasat și în anul 2017 sume uriașe de la Transgaz. Salariile însumate
pe anul 2017 depășesc 124.000 de lei și în acest an jumătatea lui Nicolicea a primit beneficii suplimentare de la Transgaz, precum diurnă de aproximativ 5.000 de lei, tichetă de masă de 2.335 de lei, o decontare de bilet de odihnă conform contractului colectiv de muncă de 4.600 10 lei, dar și contribuție la pensie pilon 3 de 4.318 lei. Mai mult, potrivit declarației de avere depuse la numirea în funcție din 14 februarie 2017, Nicoleta Nicolicea a lucrat și în 2016 la Transgaz pe o funcție neprecizată în care a încasat venituri salariale anuale totale nete de peste 47.000 de lei, adică peste 3.900 de lei pe lună, plus diurne de deplasare și tichete de masă în valoare de peste 9.000 de lei. Nicoleta Nicolicea a lucrat ca jurnalistă la mai multe ziare tabloide. După căsătoria cu deputatul PSD, aceasta a primit mai multe sinecuri. A trecut prin Consiliul de Administrație al TVR pe la Poșta Română, iar în 2014 a fost numită consilier la Cancelaria premierului Victor Ponta, în timp ce soțul său, Eugen Nicolicea, era ministru pentru relația cu Parlamentul. De altfel, în 2017, Eugen Nicolicea a propus modificarea codului penal, astfel încât funcționarii publici să-și poată angaja rudele fără a mai fi acuzați de conflict de interese. Serbia a deschis prima autostradă din Europa construită de chinezi. Ce lungime are drumul rapid făcut de companiile din Asia și pe unde anume trece, vă spun imediat după câteva minute de publicitate. Revenim! Continuăm știrile și mergem și în afara granițelor. Prima autostradă construită de chinezi în Europa a fost inaugurată. Președintele Serbiei și ambasadorul Chinei la Belgrad au fost cei care au deschis oficial autostrada E763, denumită Miloș cel Mare. Serbia intenționează să împrumute mai multe miliarde din China și din alte țări străine în următorii ani pentru a finanța investițiile în proiecte regionale. Autostrada E763 este parte a unei rețele transeuropene de autostrăzi care face legătura între orașul Port Gdansk din Polonia și capitala Greciei Atena, dar și între aglomeratul Istanbul și portul Bar de la Marea Adriatică. Noua autostradă inaugurată în Serbia unește două mari orașe ale țării, Obrenovac și Lig, are o lungime de 62,7 km și a fost concepută pentru viteze de 130 km pe oră. La ceremonia de inaugurare, președintele Serbiei, Alexander Vučić, a declarat că acest nou tronson de drum rapid, construit de o firmă chineză, va contribui la îmbunătățirea calității vieții în țara sa și va atrage și alți investitori. În luna iulie a acestui an, ministrul infrastructurii, Zorana Mihajlović, anunța că Serbia intenționează să împrumute mai multe miliarde de euro din China, dar și din alte țări în următorii ani pentru a susține mai multe proiecte regionale. Autoritățile de la Belgrad intenționează să investească până la 8 miliarde de euro în infrastructura pe termen mediu, grație unor acorduri finanțate de China, dar și de Rusia, Turcia și Azerbaidjan. Președintele francez Emmanuel Macron îl primește în această după-amiază pe omologul său rus, Vladimir Putin. Întâlnirea va avea loc la fortul Bregançon, cu doar câteva zile înainte de deschiderea summitului G7. Cei doi lideri care s-au văzut ultima oară la summitul G20 de la Osaka, desfășurat la sfârșitul lunii iunie, au pe agenda soluționarea mai multor crize internaționale. Potrivit Palatului Elize, situațiile din Libia, Iran, Siria și Ucraina sunt printre principalele crize de pe agenda vizitei de lucru. Alegerea lui Volodymyr Zelensky în funcția de președinte al Ucrainei este văzută la Paris ca o oportunitate pentru soluționarea conflictului armat din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainiene încearcă să pună capăt rebeliunii separatiștilor proruși. În privința Siriei și Iranului, Parisul afirmă că vrea să-i ceară președintelui rus să facă uz de influență asupra aliaților săi. Potrivit agenției France Press, Franța speră să obțină și o susținere mai mare din partea Rusiei pentru salvarea acordului privind programul nuclear iranian. Jurnalul orei 17 a ajuns la final. Sunt Aneta Sângiorzan, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc să aveți o după-amiază excelentă în continuare. La Fix începe emisiunea Newsweek cu Sabin Orcan. Noi ne revedem mâine. Numai bine!